Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Capricornii sunt foarte mulțumiți de înșiși. Încrederea în sine îți poate juca o glumă proastă împotriva ta. Ceva îți va submina foarte mult stima de sine. Totul decurge bine în relațiile amoroase. Aceasta va fi principala ta descărcare luna aceasta. Dragoste. Într-o relație, vine chiar idila la care visau capricornii. Acum poți conta pe încredere și sprijinul deplin al unei persoane dragi. Dacă poți continua să menții această armonie, atunci fii mai conformistă. Femeile capricorn ar trebui să aibă răbdare cu unele promisiuni ale sexului opus. Se pregătește o surpriză pentru tine. Fii recunoscătoare pentru asta și apreciază-l. Noile relații romantice se vor dezvolta cu căldură și armonie. Cei care au fost singuri de multă timp se vor simți în sfârșit protejați și fericiți. Pentru a nu-l speria pe ales cu punctul tău de vedere, încearcă să fii mai moale, nu ar trebui să stabilești imediat un fel de cadru pentru persoana iubită, aceste lucruri poate respinge. Mulți capricorni vor dori în grabă să se mute cu un nou partener pentru un spațiu de locuit. Sănătatea. În aprilie, astrele îi sfătuiesc pe capricorn să-și asculte trupurile. Dacă simți că te doare capul, că ai o lipsă de aer, atunci asigură-te că vei consulta imediat un medic. Nu atribui oboseala pentru aceste simptome. Probabil, în spatele unor simptome complet inofensive se ascunde o boală insidioasă. Pentru a te asigura că ești complet sănătoasă, asigură-te că treci de o examinare. Jumătatea feminină a capricornilor se poate confrunta cu probleme la nivelul sistemului genitourinar. Probabil va trebui să recurgi la un fel de manipulare, să treci la o examinare suplimentară pentru boli cronice de lungă durată. Dacă intenționezi să ai copii în viitorul apropiat, atunci abordează în mod conștient alegerea medicului și a clinicii în care vei fi observată. Banii. Cel mai puțin, capricornilor le pasă acum de cariera lor. Sunt complet cufundați în orice, cu excepția muncii. Aceste lucruri nu va trece neobservată de către șefi. Este posibil să fii pusă în fața unei alegeri serioase sau să fie amendată din cauza nerespectării unor reguli. Ia-ți munca mai în serios, altfel riști să o pierzi. Și dacă ai plănuit să-ți schimbi activitatea pentru o lungă durată de timp, atunci prima decadă a lunii aprilie va fi cea mai bună pentru asta. Nu trebuie să fii prea încrezătoare. La interviu, arată puțină modestie și arată-ți adevăratele talente. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!